Meșteșugirile văzuților și nevăzuților vrăjmași, pe ei biserica ta cea sfântă, orașul acesta, episcopia noastră și pe tot poporul tău, dăruind tuturor sănătate, lungime de zile și sporire în toate faptele cele bune, întru tot îndurate, împărate, auzi-ne și de grab ne miluiește. Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu umilință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tăguiește patimile sufletelor și ale trupurilor, robilor tăi bolnavi, și ca un pun iartălelor toată greșeala cea de coie și cea fără de coie, și de grab ridică-i din patul durerii, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Copia noastră, din binecuvântata noastră țară și cu milostivire și cu bunătatea ta, înmulțește semințele și roadele pământului, rugăm-ne ție,
auzi-ne și ne miluiește. Toată vizia cea lumească, la 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 toată vizia
Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Dumnezeule, Crișanei și Maramureșului și pe preasfințitul părintele nostru episcop Ioan să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa ai orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos oștire română pe toți să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe-nalt preacuvioasa Maica noastră stareță, Mina Stavrofora, dinpreună cu tot soborul maicilor, rasoporelor și surorilor acestei sfinte mănăstiri, cu toți părinții slujitori, cu toți închinătorii, ostenitorii și binefăcătorii acestei sfinte mănăstiri, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe frații noștri arhierei, ieromonași, preoți, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahii, pe toți cei din cinul preoțesc și din cel călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și cei pentru care au fost aduse, pe fiecare după numele său și așa cum fiecare îi poartă în cugetul său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna.
acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Arhieria voastră, Domnul Dumnezeu să o povenească într-o împărăția sa cea cerească, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Pe fericiți într-o adormire, patriarhii României, Miron, Nicodim, Justinian și Justin, și pe fericiți într-o adormire, Ștefan, episcopul Lipovei și Oradiei, Efrem, episcopul Oradiei și Agriei, Petru, episcopul Oradiei și Agriei, Roman, episcopul Oradiei Mari, Nicolae, episcopul Oradiei Mari, Valerian, episcopul Oradiei și Vasile, episcopul Oradiei, Emilian, episcopul Caransebeșului și Alba Iuliei, cu tot neamul orice l-a dormit. Să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiții și pururea pomeniții ctitorii Sfintei Mănăstirii acesteia, pe alți ctitori miluitori și de binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiții într-o adormire, ostașii, luptătorii și eroi români, din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe toate câmpurile de luptă, în închisori, în lagăre, în exiluri, în deportări, în prigoniri, pentru întregirea neamului, pentru apărarea patriei și a Sfintei noastre biserici strămoșești, pentru libertate și demnitate națională, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și cei pentru care și prin care au fost aduse acestea, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, pe toți cei dintr-o rudenie și dintr-o seminție cu noi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Și pe voi, pe toți, binecinstitorilor creștini, Domnul Dumnezeu să vă pomenească în împărăția sa cea cerească totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.